lucrăm la un proiect de lege care este un fel de proiect al salarizării în administrație. Am luat în calcul și una din problemele pe care doamna ministru al muncii le studiază este modul cum vom putea să omogenizăm, să dăm o viziune unitară, cum spuneați și dumneavoastră, atât pe verticală, dar și pe orizontală, să creăm. Nu vom reuși, poate, cum spunea premierul, să facem de la început un sistem de salarizare unitară și corelat, dar vom avea un raport optim între vârf și bază și ceea ce vom face anul acesta, încercăm să ridicăm ceea ce înseamnă salariile de jos. În 6 vom prezenta primul draft în ședința de guvern. Cred că am ajuns destul de mult. Ceea ce am discutat, ceea ce ați cerut dumneavoastră, în principiu, se află în acest proiect de lege.